Noapte bună. Cât este ceasul? Buenas noches. Este 11:30, cred că e ora. E vremea cred de plecare. Cred că e... Deja e depășit de 10, da? Nu? Da. Bagă-te, că nu... Îmi cer scuze. Te iertăm de data asta. Frate, n-am văzut așa aștept ceva. Și uite, nu vine nimeni? Șuf. Din dormitor? Care doarme, să vină așa. Valentina! Mamă, de ce clar, băi. Una pe asta. Mă doare capul. Mă vopsește și pe mine? Dacă nu se trezește Roxie ca să vină să stai aici? Ia, să știi ce ce-i spune. Ești draga mea, Florentina. Nu, nu. Ce ți-ai scris? Mi-a scris ghetuse pentru stai. Asta-i viața. Domnul Falis? Pe ce listă să fac? Din soale. Și am cui să-i trimit eu? N-am cui să-i trimit, doamna Marie. Dacă aveam făcea, n-am. Iar lui Fraxu, că n-are cui da. Eu știu ce face el, treaba lui. Nici n-am mai avut timp să mai vorbească de... A plecat, Hodoron, haide, via! S-a dus! Nici n-am mai avut timp să mai vorbim de... Hai de mine, ce bombă! Doamne! Da. S-a mirat și el singur. Ei, nu se mira așa, Lucică, știe ce-mi poate capul. A, știe? Nu ți s-o uite. Suntem mame, ce crezi că suntem? Nu știu, am fost drăgoasă. Eu când am venit aici în emisiunea asta, m-am înmuiat cu totul. Da. Păi așa mi-a zis și în camera confesiunilor. Că eram plină de viața, dar asta e.